Dragilor, bine v-am regăsit! Astăzi, alături de noi, este Andrada Lupșe, psihoterapeut relațional Imago, doctor în psihologie și vom vorbi pe marginea cărții Jurnal de cuplu, Primește iubirea pe care o dorești, ghidul practic de regăsire a fericirii în relație, de Harvill Hendricks și Helen La Kelly Hunt, o carte publicată în colecția PAS în 2 a editurii Herald. Iată, vorbim despre un ghid, așa cum subliniază și subtitlul acestei cărți, vorbim despre un ghid, vorbim despre un manual, aș spune eu, un manual al vieții de cuplu și al comunicării în cuplu, un caiet de lucru, un caiet de exerciții care a ajutat milioane de oameni să aibă relații fericite și împlinitoare. Andrada, care sunt instrumentele principale cu care operează Harvill Hendricks în ceea ce privește dialogul imago? Ce ar trebui să știe cititorii și cei care ne urmăresc despre tehnica imago, metoda imago, dialogul imago? Mulțumesc tare mult și mă bucur mult că există interes pentru acest jurnal de cuplu. Cred că în sine este un instrument foarte valoros. Și acum, dacă aș sumariza cumva esența terapiei de cuplu Imago, e în sine, de fapt, prin acest instrument, dialogul Imago, în trei pași. În care primul pas este cel în care, de fapt, cred că aș da doar puțin înapoi. Noi toți știm că într-o relație e important să comunicăm și să comunicăm bine. În același timp, cum comunicăm face o diferență. Pentru că, de fapt, noi toți stânjim după a ne simți auziți și ascultați pentru ce avem de împărtășit așa cum avem de împărtășit și noi știm că, de fapt, multe conflicte pornesc de la faptul că ne acuzăm reciproc că nu ne auzim, eu nu asta am spus. Și atunci vine în ajutor instrumentul Imago prin cei trei pași pe care începusem să-i menționez, în care primul pas este cel de oglindire. Oglindirea înseamnă că eu voi repeta ce am auzit, așa cum am auzit de la tine, cel care împărtășești, pentru că vreau, de fapt, să onorez esența a ceea ce tu vrei să îmi comunici și spațiul cu care, emoțional cu care tu vii înspre mine. Așadar, voi încerca eu, în calitate de receptor, să repet ce am auzit de la tine așa cum am auzit. Eu întotdeauna le dau cuplurilor acest exemplu, în care scopul este să putem, să putem oglindi, indiferent de conținutul cu care celălalt vine, indiferent că suntem sau nu suntem de acord cu ceea ce ne spune celălalt, să putem oglindi, inclusiv dacă celălalt ar spune, sunt astăzi joi dimineața și lângă mine stau doi unicorni, tu în calitate de receptor al meu să poți să oglindești, e dimineața și lângă tine stau doi unicorni, Andrada, te-am auzit bine, pentru că scopul nu este să oglindim doar atunci când suntem de acord cu conținutul a ceea ce împărtășește celălalt, ci să putem oglindi indiferent de conținutul cu care vine celălalt. Vrem să onorăm în acest fel spațiul emoțional cu care vine celălalt. În pasul 2, facem parte de validare. Să validăm ceea ce spune celălalt nu înseamnă că trebuie să fim de acord cu ceea ce spune celălalt, înseamnă că, tot așa, vrem să-i transmitem ideea că sunt aici și te ascult și pot să înțeleg ceea ce are sens pentru tine. Și atunci o formă scurtă de validare este să pot să repet, are sens ceea ce îmi spui, mulțumesc că mi-ai împărtășit. Iar în pasul 3 e partea de empatie, în care eu, chiar dacă nu trec prin aceeași experiență pe care tu celălalt o împărtășești, eu pot să devin empatic cu tine, adică pot să mă pun pentru câteva momente în papucii tăi și pot să-ți transmit asta spunându-ți, pot să înțeleg că așa se simte pentru tine, apreciez că mi-ai împărtășit. Cumva în acești trei pași, a căror acronim este OVE, oglindire, validare, empatie, îl putem reține mai ușor dacă în fața lui punem și litera L, doar ca să obținem acel love din engleză care să ne amintească că de fapt e important să păstrăm iubirea. Dr. Harvill Hendricks și Dr. Helen La Kelly Hunt ne învață, printre multe altele, în această carte, în acest jurnal, manual, ghid, caiet de lucru, cum vrem să-i spunem, alcătuit din 12 exerciții, ne învață cum să reînviem, cum să readucem, de fapt, în relația noastră
romantismul și cum să eliminăm negativitatea din interacțiunile noastre zilnice. Și stau și mă întreb, este posibil după, nu știu, 20, 25 de ani, 15 ani de relație, este posibil să readucem în viața noastră romantismul, în viața noastră de cuplu? Atâta timp cât lupta pentru putere distruge intimitatea în cuplu. Adică mă gândesc după foarte multe mesaje toxice pe care ni le adresăm poate în cuplu. Lupta pentru putere merge pe principiul eu am întotdeauna dreptate, eu am ultimul cuvânt, eu vreau să arăt de fapt că am dreptate, mor cu dreptatea de gât, dar până nu ți arăt eu că de fapt este așa. Lucru care, bineînțeles, că ascunde anumite nemulțumiri, anumite traume, anumite frustrări. Și atunci mă întreb, cum reușim noi în relația de cuplu să mai readucem romantismul după această luptă de putere? Întrebare foarte bună. Hendrix menționează faptul că ne naștem într-o relație, suntem răniți într-o relație și tot într-o relație găsim vindecarea. Și cred că e important să menționăm că în orice relație există cumva trei etape principale și în funcție de asta, de fapt, putem să stabilim reromantizarea relației. În ce sens? Atunci când începem relația, suntem inevitabil în perioada de îndrăgostire, unde simțim, trăim la fel. Și apoi, inevitabil, aceste sentimente puternice scad în intensitate, tocmai pentru că vine realitatea de zi cu zi și problemele aferente. Și atunci noi trebuie să învățăm cum să facem loc diferențelor dintre noi. Și aici, de fapt, multe cupluri intră inevitabil în etapa luptei de putere, exact cum ai menționat și tu, cu văd lucruri atât de diferite la tine și asta mă sperie și atunci protestez și încep să mă apăr și mai bine mor cu dreptatea mea decât să-ți dau și ție puțină dreptate. Multe cupluri, din păcate, se rup aici. După care, dacă totuși aceste cupluri reușesc să înțeleagă că un conflict este inevitabil într-o relație și problema nu este că avem conflicte, ci mai degrabă felul în care ne raportăm la conflicte, dacă ne raportăm la conflicte dintr-o perspectivă a apărării de sine, atunci conflictul acela nu duce înspre, nu devine o cale înspre creștere și dezvoltare împreună, ci devine ceva ce eu folosesc ca instrument ca să mă apăr de tine și atunci pierd din sentimentul acela de împreună. Pe când un conflict ar fi bine, spune teoria Imago, să fie doar o cale prin care, de fapt, începem să vedem, dincolo de aceste comportamente de apărare a sinelui, să vedem care sunt, de fapt, acele nevoi neîmplinite pe care noi le aducem din bagajul nostru emoțional, din felul în care am fost crescuți și pentru care acum protestăm în fel și chip pentru aceste. Noastre de cuplu. Dacă un cuplu înțelege asta, atunci poate să facă pasul înspre o relație conștientă, unde noi înțelegem de fapt că deși ne iubim și ne-am iubit foarte mult la început și asta ne-a făcut să ne simțim în siguranță, inevitabil intensitatea acestor sentimente scade. Asta nu înseamnă că noi nu mai suntem compatibili, asta nu înseamnă că noi nu mai putem să fim romantici împreună, ci înseamnă doar că va trebui să depunem un efort conștient pentru asta și să planificăm, de fapt, și să învățăm cum să fim romantici împreună, dincolo de spontaneitatea care ne-a caracterizat la începutul relației. Așadar, dacă aș sumariza și aș răspunde pe scurt întrebării tale, un cuplu poate să, chiar dacă a avut un istoric de luptă de putere, poate să învețe să-și reromantizeze relația dacă face trecerea de la lupta de putere la relația conștientă, în care membrii cuplului înțeleg că eu sunt aici pentru tine și tu ești aici pentru mine, pentru a învăța, de fapt, cum să ne vindecăm rănile copilăriei împreună și în felul ăsta, de fapt, să facem un spațiu emoțional pentru noi care să ne permită, de fapt, să ne curtăm emoțional, deci să fim romantici împreună. Apropo de vindecarea
Mă refer reciprocă. Toți venim cu niște mici răni, cu niște mici traume din copilărie. Și referitor la ceea ce ai spus legat de vindecarea experiențelor copilăriei timpurii, care sunt adevăratele motive care au dus la alegerea partenerului nostru actual? Pentru că se spune că nu ne alegem partenerul așa, întâmplător. Freud spunea că în mod inconștient alegem cumva pe varianta model sau antimodel, alegem unul dintre părinți. Aleg o soție care semăna cu mama. Dar eu nu conștientizez lucrul ăsta. Aleg un soț care semăna cu tata. Sau din potrivă, niciodată n-am să aleg un soț care semăna cu tata. De ce? Pentru că tata avea niște defecte. Da? Și eu nu rezonam cu partea aceea de umbră, să spunem, din tatăl meu, și atunci n-am să aleg la fel. Și totuși, cum ne alegem noi partenerul? Oare ne alegem partenerul în funcție de rănile emoționale pe care le avem de vindecat? Într-adevăr, teoria Imago e o teorie care merge mult în copilărie și se uită, de fapt, la primii ani de experiență emoțională pe care inevitabil avem cu părinții noștri sau cu îngrijitorii noștri. Și atunci, în zona proximei dezvoltării acestei teorii, putem să spunem, și teoria Imago spune asta, că ne alegem, de fapt, inconștient partenera pe baza trăsăturilor, așa cum le-am perceput noi copii fiind, pozitive și negative ale îngrijitorilor noștri. Asta ce înseamnă? Că fiecare dintre noi ne-am contaminat inconștient cu trăsăturile pozitive și negative ale părinților noștri, care călătoresc inevitabil cu noi și care apoi vin și sunt proiectate în dinamicile noastre de relație ca adulți. Pentru că aici mintea funcționează după un principiu destul de simplu, dar în același timp complex. Întotdeauna va încerca să recreeze ceea ce a văzut cel mai des. Și dacă ne gândim, nu prea putem alege ceva ce nu prea am văzut. Sau nu ne este familiar. Sau nu ne este cunoscut, pentru că atunci intervine celălalt principiu al minții după care mintea se ghidează, că niciodată mintea nu se va duce înspre ceva necunoscut. Așadar, dacă într-un fel sau altul nu am văzut acele trăsături în familia mea de origine, nici nu le voi căuta, nici conștient, nici inconștient, în partenera mea ca adult, dar pe care, desigur că aici ai menționat și partea cea de umbră. Asta e foarte interesant, că pe de-o parte căutăm inconștient ceea ce am experimentat cel mai des, am văzut cel mai des în familia noastră de origine, și în același timp când ajungem cu acest bagaj care se recrează în dinamica cu partenerul, partenera mea, mai târziu puțin în relație, după ce trece etapa de îndrăgostire, exact acele lucruri pe care eu inițial nu le-am văzut în partenerul meu pentru că nu le-am avut eu în bagajul meu emoțional, vor fi cele care mă vor surprinde și mă vor speria încât ajungem la acele conflicte de tu nu erai așa până acum, cum de ești acum așa, când de fapt tu celălalt și eu la rândul meu am fost cu de toate în bagajul nostru emoțional, dar că într-o primă fază de îndrăgostire noi am făcut o potrivire pe ceea ce am văzut cel mai des fiecare dintre noi în familiile noastre de origine și apoi ceea ce e diferit la bagajul nostru emoțional iese la suprafață mai târziu sub formă de conflict. Pentru că văd ceva ce nu am mai văzut până acum și asta mă sperie. Și când suntem speriați, ce facem cel mai des este că sacrificăm curiozitatea pe autoprotecție. Adică voi fi mai dispus să mă apăr de ceva ce eu până acum nu am trăit decât să devin deschis și curios și să explorez oare tu de ce ești așa cum ești. De ce ai recomanda acest ghid, acest manual de lucru, jurnal de cuplu? Și cum ar trebui să lucreze, să spunem, ne imaginăm o situație în care doi parteneri achiziționează această carte, pentru că asta scrie și în carte, ideea este ca fiecare să aibă cartea lui și să lucreze pe ea. Și apoi, bineînțeles, frumos
ar fi ideal să se întâlnească seara după cină, zic eu, și să împărtășească fiecare ce exerciții a făcut, ce conștientizări a avut pe parcursul zilei citind un anumit capitol sau făcând, rezolvând anumite exerciții din carte. Cartea este într-adevăr un instrument foarte bun, dar care, deși conținutul este foarte bun al exercițiilor și provoacă foarte multe realizări parcurgând exercițiile, totuși cartea are nevoie de un spațiu de siguranță emoțională între parteneri. Și atunci aș recomanda cartea partenerilor care, pe de-o parte, fie se află într-o dificultate, fie vor să exploreze mai multe despre relația lor, dar care în același timp se pot asigura în mod conștient că sunt pregătiți să împărtășească, în timp ce de fapt mențin spațiul de siguranță emoțională, pentru că de multe ori putem să avem la îndemână cel mai bune exerciții, dar care să devină de fapt o sursă de conflict, în care ne acuzăm reciproc de ce ai notat ceea ce ai notat, de ce nu mi-ai spus până acum despre lucrurile acestea și așa mai departe. Și atunci aș recomanda cartea oricărui cuplu care duce acest exercițiu într-un spațiu de siguranță emoțională, dar și într-un spațiu conștient. Și atunci oricare cuplu care achiziționează cartea, doar să se asigure că se întreabă, aș vrea să completăm astăzi exercițiul 2, să spunem. Ești pregătit pentru asta? Ai disponibilitate să facem asta împreună? Pentru că, într-adevăr, cartea ne trimite prima dată în completarea exercițiilor în mod individual, fiecare să noteze ce experiență a avut așa cum a avut și apoi să găsim de fapt valoare în a împărtăși, nu în a rezolva ceea ce am notat. Pentru că de multe ori cuplurile cumva aici se blochează. Ok, nu, bun, acum am notat despre lucrurile astea, am conștientizat rănile copilăriei, am conștientizat de ce ne încercăm. Cum facem mai departe? Și eu tot asta încerc să le reamintesc cuplurilor, că e important să găsim valoare în a împărtăși, în a ne duce mai în profunzime și, de fapt, în felul acesta să începem să rezolvăm ceva în dinamica noastră, decât să ne propunem din start să rezolvăm. Adică ne cumpărăm această carte pentru că, nu știu, suntem într-o etapă în care nu mai putem face nimic și hai să ne mai dăm o șansă completând exercițiile din carte. Așadar, cartea este un instrument foarte valoros, atâta timp cât cuplurile au, de fapt, deschidere, curiozitate pentru a se vedea unul pe celălalt cum poate nu s-au văzut până acum, deși au discutat mult despre ei. Și mai recomand cartea pentru cuplurile care învață să găsească valoare în a împărtăși și nu neapărat în a rezolva așa, comportamental și practic, doar ci mai degrabă a înțelege emoțional. Ce înseamnă să definim? Este una dintre ideile pe care Hervey Hendrick și Helena Kelly Hunt le aduc în această carte, în ideea de a rezolva de a identifica anumite probleme. Cum definim o viziune comună a relației noastre ideale de cuplu? O să vedeți și în jurnal că acest exercițiu este propus mai la final, tocmai pentru că e nevoie de fapt să parcurgem într-un spațiu de siguranță călătoria aceasta emoțională din copilărie până în etapa prezentă în care suntem în dinamica de cuplu. Pentru că o viziune a relației e ca un organism viu. Se construiește constant, lucrăm la asta constant, pentru că una e să avem o viziune a relației în etapa de îndrăgostire, alta e să avem o viziune a relației atunci când avem conflicte în care poate mai degrabă ne spunem că gata, aici se termină tot, nu mai vrem nicio viziune. Și alta e să avem o viziune când deja înțelegem niște lucruri despre noi, înțelegem cum funcționăm și putem onora asta unul despre celălalt. Și atunci aș încuraja cuplurile să își dea voie de fapt să construiască constant o viziune asupra relației. Și o modalitate prin care pot face asta este să
exprimă la timpul prezent, ca și când deja se întâmplă asta, orice nevoie au ei în relație, fie că deja se împlinește într-o oarecare măsură sau e doar ceva la înspre care noi tânjim. Aduce nevoile care construiesc viziunea în relație la timpul prezent, ajută foarte mult cuplurile să simtă că e un lucru care e în puterea lor de construcție, se întâmplă acum pentru noi și facem eforturi înspre asta. Și o viziune a relației se construiește exprimând cu voce tare ce avem nevoie și înțelegând că uneori poate e de ajuns doar să exprimăm că avem nevoie și abia apoi să vedem cum putem îndeplini, pentru că de multe ori, din păcate, ce facem, ajungem să exprimăm ce avem, ce avem nevoie într-o relație doar dacă știm că există șanse să se îndeplinească. Și atunci asta ne limitează foarte mult spațiul ăsta emoțional de a visa împreună la ce ne dorim, de a ne pune cumva mintea, sufletul, emoția într-un spațiu comun și de a extrage de acolo ce ne dorim noi pentru noi. Și atunci încurajez cuplurile să-și dea voie să exprime absolut orice au nevoie în relație la timpul prezent pentru a putea, de fapt, contribui și la acest spațiu de a visa împreună, de a crede că noi putem fi asta împreună. Și aș mai completa eu, pe lângă viziunea comună a relației, important într-adevăr este și identificarea planului comun de viață. Practic să ne dorim de la viață aproximativ aceleași lucruri, da? Adică, nu știu, dacă doresc o familie, să mă căsătoresc, copii, probabil că o relație cu o persoană, zic, care nu vrea să se căsătorească și care nu vrea să aibă copii, are puțini sorți de izbândă să devină, să spunem, longevivă, să aibă trăinicie în timp. Dragii noștri, a fost alături de noi Andrada Lupșe, psihoterapeut relațional Imago, doctor în psihologie, și am vorbit astăzi pe marginea cărții Jurnal de cuplu, primește iubirea pe care o dorești, ghidul practic de regăsire a fericirii în relație, de Herbie Hendrick și Helen Lakely Hunt, o carte publicată în colecția Pas în 2 a editurii Herald. Vă mulțumim foarte mult că ați fost și de această dată alături de noi. Îi mulțumim Andradei pentru informațiile extrem de prețioase. Amândoi încheiem, să spunem așa, într-o notă optimistă și cu mesajul, cu îndemnul de a citi și nu doar de a citi, de a lucra, de a lucra efectiv, de a face exercițiile din... De a vă da o șansă. Exact, din această minunată carte, Jurnal de cuplu. Noi vă mulțumim foarte mult, vă dorim o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!